Ce faci? Bine, tu. Deci eu sunt foarte, foarte, foarte somnoros, sunt foarte supărat. M-au boscorodit șefii într-una că nu le-am gătit, că nu știu ce, și vreau să le arăt astăzi de ce sunt eu în stare. Mă ajut? Ocazia ta să le arăt ce știi să faci. Deci astăzi vom face piept de rață cu? O să facem piept de rață cu baby morcov, multicolor. Cum adică? Morcov galben. Morcov mov? Și portocaliu. Mă, nu știam că sunt morcov de astea cu tricolor. Facem italiană, vin porto. Învățăm pe parcurs. Te rog, vreau să... Ce trebuie să fac cum oară? Un fel de spatulă. Așa. Doi de ăștia cu restul. Eu doi de ăștia. Unul cu... Curățat din morcovi. Am făcut și la facultate. În facultate știam să fac pui cu ananas. Așa. Sare. Așa. Da. Hai să pregătim siropul. Avem aici... Ce este? Zahăr cu ghimbir și portocale. Zahăr cu ghimbir și portocale? N-am văzut în viața mea. Pe tot acolo. Tot? Tot, tot. Tot ăsta? Tot ăla, tot. Așa, așa, da. A, și așa cum îl pui la fier. Trebuie să învârt în câteva în el? Nu, îl lăsăm să fiarbă. Îmi lasă Crăciun. Lasă. Eu miros de portocale, îl asociez cu Crăciunul. De-aia să vedem dacă și se separat, că vreau arcușul separat. Unsele! Ia vezi că eu știu. Și aici bun un perfect. Îmi place să fac chestii migăloase. Mi se pare că e mai mare satisfacția când faci ceva migălos decât când faci ceva... Eu am fost învățat de mic, eu cu maică mea n-am văzut să separi ouă vreodată. Așa, și uite în apă aici, unde am pus zahărul și asta, punem și câteva frunze de cafir. De lămâie. Și de ce se zice de cafir dacă e lămâie? Așa e zic. Maică mea face plăcini cu mere. Gata, îi spui mama, dă-mi la telefon, bravo. Ca și picker. Și ce faci? Salut, mâna doamna Scărlătescu, numele meu, sunt colegul băiatului dumneavoastră. Gata, s-a emoționat. Doamna, mă tot stresează băiatul ăsta al dumneavoastră, că știți să faceți niște plăcită cu mere, cu mere. Senzațional. Doamna, vă rugăm frumos, vă rugăm frumos să ne faceți și nouă o tavă, să ne trimiteți aici. Cum, cum pot să fac ca să ajungă la dumneavoastră? Dar unde sunteți dumneavoastră? La Bacău. O punem pe o mașină de care vine de la da. Am pus jumătate de portocală cu jumătate de lime. E lime ăsta, nu? Lime cu ceva zahăr, ghimbir și portocală. Și ai mai pus niște foi de ceva. De cafir. De? Cafir. De cafir. Foi de cafir. Ah! Crestăm așa ușor. De ce faci asta? Să pătrundă mai bine. Da. Îl faci și pe celălalt. Sare și piper, dar vai, da? Hai cu miroase ăsta, ești prost. Zici că e ceai. Punem aici altul și... Așa, și acum trebuie să-l bat bine, bine, bine de tot. Până când? Până să faci. Uite așa. Batem ouăle până se face albușul ăsta smântână. Spumă. Spuma o folosim pentru garnitură pentru rață. Dă-i. Mi-ți ajut și eu? Nu. Ce crezi că eu nu pot? Ăsta-i siropul care să punem peste albuș și o să facem o vezea italiană. Mai fac? Da. Dar nu mai era mai ușor cu un mixer? Băgăm în folie de aluminiu, în folie de plastic, în folie, nu știu, o lipiți cu scris pe ea non-covid, fragil, nu vă atingeți că vă sparg. Da. Dacă puneți mâna, vă omoră Scărlătescu. Da. Da, este foarte simplă plăcinta, lor le place. Vrem și noi, doamnă. O să-ți placă. Vă mulțumim să arăt mâna. Mă gândesc. La revedere, doamnă. La revedere. Pa, mama, te sun eu după emisiune. Da. Da. Bine. Hai. Bine, pa. La revedere, pa, pa. Da. Mai putea să te vină fan Scărlătescu. Acum e fan bun. Așa că de fapt, știi, nu e fan bun. Nu e, nu e. M-a bătut, la... da, și nu e. Și nici fan Dumitrescu era așa, la ăștia, nehotărâți. Da. Mă, hai, știi. Ia. Milenii se dau cu felul ăsta. Așa.
Da? Da, ia uite ce de... Ia uite cât timp am pierdut. Dar de ce pui așa cât de putin? Ca să se lege. O să fac și eu acasă. Cât? Cum pun? Să vezi ce mâncare le facem noi la șef aici de... De ce? Să pun așa. Bă, meu, deja miroase mâncare. Ha? Ce ți fac? Să-ți o faci pe grill. Da. Gustul ăsta eu n-am l-am gustat niciodată. Întorci. Întorci? Dacă îmi dau șefii, eu zic că o să-mi dea cuțit. Ce? Untul ăsta o să-i dea un gust. Mamă, bine, mamă, bine, bine, zic tot. Ne-ați mulțumit. Și asta după aia ce facem cu asta? Îl tăiem? Da. Așa, în sânge vrei? Nu în sânge. Ce faci cu alea? Le arunci? Asta le mâncăm noi. Așa. Așa? Așa. Așa, am înțeles. Și asta le mâncăm noi, da? Tot? Tot. Dar e foarte bună mâncarea asta pe care eu o fac.